Atmosfera siciliană din secolul al XIII-lea a invadat centrul orașului Sibiu, iar printre semnăturile artiștilor care au reușit să realizeze acest lucru se numără și cea a unui hunedorean. Este vorba despre regizorul și actorul Mihai Panaitescu, cel care a dus în orașul de pe Cibin piesa Sicilianul. Zidurile unei biserici și casele locatarilor din Piața Mică au fost locul ideal de desfășurare pentru un spectacol de teatru în toată regula, mai precis pentru o comedie. Un Molière într-un act, se numește Sicilianul, ales special pentru Sibiu, Baroque Update, așa se numește acest festival. Este o comedie savuroasă, în patru personaje, unul dintre personaje îl interpretez eu, a început să-mi placă foarte mult personajul și suntem deja astăzi la al cincilea spectacol. Mâine este al șaselea spectacol și ultimul din această mini-stagiune baroc. Mini-stagiunea baroc din Sibiu s-a desfășurat pe parcursul întregii veri, iar teatrul din Deva s-a prezentat la festival cu mai multe spectacole, printre care Nunta lui Figaro în regia lui Mihai Constantin Ranin, un spectacol cu marionete de peste 3 metri înălțime. Trecătorii și turiștii au fost cei mai încântați de evenimentul cultural estival cu iz baroc, mai ales că vara este sezonul în care nu prea au loc stagiuni teatrale.